Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vă voi prezenta un model foarte simplu și foarte ușor, care poate fi folosit atât pentru eșarfe lucrate pentru această perioadă de toamnă sau de primăvară, cât și pentru bluzițe. Modelul în sine este foarte ușor, eu voi exemplifica astăzi modul în care se lucrează. Puteți folosi firul dorit de dumneavoastră și, bineînțeles, croșetul adaptat. Eu voi folosi acest fir foarte subțire, firul Stella și croșetul cu numărul 2 și jumătate. Însă nu uitați că eu doar exemplific aici modul în care se poate lucra. Pentru acesta va trebui să montăm un număr de ochiuri divizibil cu 5 plus 2. De fapt, divizibil cu 6 plus 2. Și voi începe să pun ochiuri de lanț. Bineînțeles, la fel și dumneavoastră, voi pune un total de 30 de ochiuri. Am montat cele 30 de ochiuri de lanț, voi adăuga alte două, voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet. Și voi face picioruș dublu. În corespondența fiecărui ochi de lanț, noi vom face câte un picioruș dublu. Deci, în aceasta va consta acest prim rând, piciorușe duble până la sfârșitul rândului. Și am ajuns la sfârșitul rândului cu piciorușe duble. Nu uitați, trebuie să fie un număr de ochiuri divizibil cu 6. După ce am ajuns la sfârșitul rândului, am lucrat ultimul picioruș dublu, voi continua 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi întoarce lucru și în corespondența următorului picioruș voi face un picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț. Voi sări 2 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi face un picioruș scurt. Voi continua cu 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi sări 2 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț și din nou un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. 2 ochiuri de lanț, vom sări 2 piciorușe, intrăm în cel de-al treilea, vom face piciorușul scurt, continuăm cu 2 ochiuri de lanț, firul de croșet, intrăm în cel de-al treilea picioruș și lucrăm piciorușul dublu, un ochi de lanț, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu, după care vom continua, firul este, s-a rupt, am adăugat firul, nu are nimic pentru că este doar pentru prezentare. Deci am făcut din nou 2 ochiuri de lanț și voi face piciorușul scurt în corespondența celui de-al treilea. Deci 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea picioruș, un ochi de lanț de separare urmat de cel de-al doilea picioruș dublu. În felul acesta vom continua pe parcursul întregului rând. Noi ne întâlnim la sfârșit. Suntem la sfârșitul rândului, am făcut piciorușul scurt, cele 2 ochiuri de lanț, voi face piciorușul dublu în corespondența celui de-al treilea picioruș, ochiul de lanț de separare, piciorușul cel de-al doilea picioruș dublu, după care voi face 2 ochiuri de lanț, din nou uitați-vă, aici am 5 piciorușe, voi sări 3, voi lua firul pe croșet. Voi intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș și voi face un picioruș dublu și picioruș dublu în ultimul, corespondența ultimului picioruș. După care continuăm 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, vom întoarce lucrul. Vom face picioruș dublu deasupra celui de-al doilea picioruș dublu,
trei ochiuri de lanț, firul de croșet. În corespondența spațiului format din ochiul de lanț de separare vom lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare și cel de-al doilea picioruș dublu, continuând cu trei ochiuri de lanț, după care, din nou, vom intra în corespondența următorului spațiu format din ochiul de lanț și vom lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu. Din nou, trei ochiuri de lanț. Și am ajuns în următorul spațiu unde lucrăm piciorușul dublu, ochiul de lanț de separare, piciorușul dublu, trei ochiuri de lanț. Să lucrăm împreună până la sfârșitul rândului. În corespondența următorului spațiu dintre cele, din corespondența V-ului, să-i spunem așa, din nou, piciorul dublu, ochi de lanț de separare și cel de-al doilea piciorul dublu, trei ochiuri de lanț, firul de croșet și vom face piciorușe duble în corespondența ultimelor două piciorușe duble. Deci, în felul acesta, va trebui să închidem și cel de-al doilea rând. După care continuăm. Trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Vom întoarce lucru. Picioruș dublu deasupra celui de-al doilea picioruș dublu. Iar acum repetăm practic primul rând. Două ochiuri de lanț. Un picioruș scurt în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț, în corespondența spațiului format din ochiul de lanț din cele două piciorușe duble, repetăm piciorușul dublu, ochi de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt în corespondența celor trei ochiuri de lanț, din nou două ochiuri de lanț, vom continua lucrând piciorușul dublu, ochi de lanț de separare, picioruș dublu. În felul acesta ajungem până la sfârșitul rândului, două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, piciorușul dublu, ochiul de lanț de separare, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, piciorușul dublu, ochi de lanț de separare, piciorușul dublu, două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, în corespondența spațiului format din cele trei ochiuri de lanț, două ochiuri de lanț și deasupra ultimelor două piciorușe duble vom face câte un picioruș dublu. După care vom repeta rândul 2. Deci, practic, modelul constă în două rânduri care se repetă. Voi începe și următorul. În felul acesta veți vedea mai bine. Deci am făcut cele două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, iar acum în interiorul spațiului format din ochiul de lanț voi forma V-ul cu ochii de lanț de separare. Înainte și înapoi vom merge în acest mod până când vom termina lucrarea noastră. Modelul, așa cum vă spuneam, este foarte ușor, este adaptat să se lucreze șaluri pentru această perioadă și bluze, chiar și pentru o vestă, foarte, foarte bine ar merge o vestă pentru acest anotimp când nu este nici prea frig și nici prea cald. Deci cam așa se prezintă, iar modelul în sine, vi l-am explicat cum se lucrează, iar aici vă arăt, eu am început o eșarfă,
Uitați-vă cât de frumos se prezintă. Eșarfa mea este lucrată cu un fir extrem de subțire. Dacă puteți să vedeți, este subțire ca firul de ață. Se numește alize efect și pot să vă spun că este atât de moale și atât de ușoară că nici măcar nu vă imaginați. Însă, nu am dorit să vă prezint acest fir, deoarece dacă doamnele nu au experiență în a lucra, cu acest fir nu se mai poate desface. Deci trebuie să mergeți fără greșeală. Eu cam atât am avut să vă prezint astăzi. Sper să îmbrățișați și această idee. Sper să vă placă ceea ce v-am prezentat. Vă mulțumesc pentru vizualizări. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă salută Tatiana și vă dorește o zi minunată. La revedere!